Iată, bună ziua, iată sunt la, asta e Ghindești, era înainte Pasiolok Leninski, acum Ghindești. Aici a avut loc la ploile este, se vede că s-a rupt. De când eu mă duc acasă, ani de zile, eu încă oameni buni prostii de astea n-am văzut. Anul ăsta prima dată am văzut și am rămas șocată. Eu am 54 de ani, eu am mers pe drumurile astea, hai să zicem, de la vreo 7 ani. Până la 7 ani, poate nu mă țin minte așa de bine, dar prostii de astea eu n-am văzut. Ia uite, panou pe marginea drumului, asta e mafia panourilor. Dar uitați-vă ce au făcut ei. Deci au plouat și eu mi-închipu că i-au făcut dambă. Vreau să mă întorc în partea slantă să vedeți și aici. Nu uitați-vă. M-a arătat la mine în sat, e așa, și la Ghindești e fix așa, oameni buni. Doamne ferește! Doamne ferește, înțelegeți? Acțiu. Asta e traseu la Soroca. Da. Da, ei ne duc, v nicu da, oameni buni ne duc. Eu nu știu. Eu pur și simplu n-am putut să rămân indiferentă. Că aici cineva o prinie bani. Un tractor să vii să râmi așa într-o parte, eu ne închipu că asta e dambă. Eu mi-am închipat că asta e dambă, pentru că m-am dus așa pe împrejurime și m-am uitat. Ia uitați-vă ce se întâmplă. Doamne ferește, oameni buni. Eu nu știu ce se ocupă. Tăți ăștia care vin la conducere acum, care ne conduc, eu nu știu ce au în cap. De o viață întreagă. O stat aici o jumătate de secol. O stat. Ei nu se gândesc la nimic, oameni buni. Păi vă dați seama câți bani au spisuit ea muia, că altfel nu pot spune. Cât bani sunt pisuite acum? Înțelegeți? Da, e ca astea proiectele lor. Proiecte noi. Uitați-vă. E strașnic, e grav ce se întâmplă în Republica Moldova. Ia uitați-vă. Chișinău, 12, Soroca, 39. Iată, uitați-vă. Vreau să vă arăt. Nu s-au mai gândit în țara asta lucrurilor, că nu s-a mai gândit nimeni niciodată 30 de ani. S-a gândit cum să furi și să ne furi. Eu prima dată am văzut așa prostie. O fântână în loc să o curiți, eu distrug. Curiește de sus, raionul Florești, înainte era Caminca raionul. Vedeți? Iată, cum s-o Tădeauna cum s-au spălat banii. Vedeți că am ajuns în ziua de azi să avem așa mormane pe marginea drumului, canalizările necurățite, așa se întâmplă și în Chișinău, canalizările, că ei nu le curăță oameni buni, tăți pisuiesc banii. Nimeni nu-i întreabă. Noi poporul tășiem 30 de ani, mâna pe ce mai dan de sărăcie și puși la zarabot. Asta e asfalt. Voi că să înțelegeți, asta e asfalt. Rămâne asfaltul necurățat. Uitați-vă, necurățat rămâne asfaltul. Dar voi vă gândiți cineva nu se întrebe câți bani sunt pisuit ei pe traseul ăctele care îți duci la Soroca. Uitați-vă. Cineva m-a recunoscut și uitați-vă ce se întâmplă. Vedeți? Din cauza la asta, că nu se curățite, nu se gândesc la nimic absolut. Am ajuns să avem ce aici avem. De câte am înțeles, aici foarte multă lume au avut apă în casă, pentru că apa era foarte mare, s-a dus, nu știu, a văzut cineva la televizor, mi-a spus, dar eu văd glodul tot care se duce încolo, ia, și până încolo, vedeți? Tare mai fură țara asta, dar de astea în catacombe eu n-am văzut. De o viață trăiesc 54 de ani, oameni buni. Eu de astea catacombe n-am văzut. Anul trecut am avut seciște, anul ăsta avem inundații. Dar pentru asta este fondul de rezervă. Pentru asta, din luna lui iulie, se începe fondul de rezervă, înțelegeți? A plăti, a achita la oameni. Pentru inundații, pentru incendii și așa mai departe. Oameni buni, folosiți-vă de... O secundă.
folosiți-vă de drepturile voastre. Folosiți-vă de drepturile voastre. Bună ziua! Da, o secundă închid.